Bună și bine v-am regăsit! Ce avem noi aici? Avem un alt unboxing de la Ladies, da, ați auzit bine, să știți că nu am înnebunit, da? Am mai luat niște produse de la Ladies și eu zic că am făcut o alegere foarte bună de data asta. Mai bine le luam mai demult, dar asta este. Și o să vă arăt ce produse am luat. Deci am luat așa, două rujuri. Unul este pe comandă, adică acesta de la Isabel Dupont. Acesta, 602, este acesta. Eu l-am testat deja. Acesta este 619. Și este cel de jos. Vedeți, e mult mai închis la culoare. Și asta se întâmplă de obicei cu rujurile de la Ladies. Acestea lichide. Nu știu cu celelalte, dar astea cam așa se întâmplă cu ele. Bun. Apoi am luat două blașuri, la fel, din acestea corai. Eu deja m-am dat cu ele, vă dați seama. N-am mai avut răbdare. Dar o să vă arăt și vouă cum este. Uitați ce culoare frumoasă. Deci este o culoare foarte frumoasă. O să-mi dau și aici ca să vă dați seama cum este. Este pigmentat. Și este exact culoarea corai. Da, unul o să-l fac eu cadou de 8 martie. Dar persoana căreia îl fac cadou îl vrea de astăzi, adică sora mea, era nerăbdătoare. Când l-a văzut a zis, doamne, ce frumos e. Aici am luat o bază de machiaj. Iar aici am luat un fond de ten. De la Isabel Dupont. Fondul acesta de ten l-am văzut la o fată pe canal și am zis, mă, hai să vedem cum este. O să îl testez acum. L-am luat pentru mine acesta. Vedeți, se vede foarte natural. Acoperă destul de bine. Dar este foarte natural, adică nici nu zici că este dat cu fond de ten. Bun, apoi, o clientă de-a mea și-a luat acest creion de ochi, care este mov. Este acesta de aici. E destul de rezistent, după cum puteți vedea, nu se duce. Apoi, clienta mea și-a luat și această cariocă. Mi-a spus că pot să testez, deci nu e niciun fel de problemă. E o prietenă de mea. Eu zic că e o cariocă foarte drăguță. Iar apoi, aceasta am luat-o eu pentru sora mea cadou de 8 martie. Și uitați ce frumos! Este super, super frumoasă. Deci se pot face linii mai fine, linii mai groase, mai subțiri și așa mai departe. Apoi am luat acest gel antibacterian, care este cu lămâie. Miroase a citrice. Da. Am luat acest șampon. Are un miros foarte plăcut. Este un șampon calmant, așa scrie acolo. Și este cu mușețel și cu grâu. A costat foarte puțin, deci nici nu mai știu cât am dat pe el. Dar oricum până în 10 lei, deci a fost un preț super, super mic. Undeva la 8 lei, 7 lei, 6 lei, cam așa ceva. Această mască de păr, care este cu vanilie și cu nucă de cocos, deci îmi vine să o mănânc, efectiv. Așa arată. Are 500 de mililitri. A costat foarte puțin, să știți. Așa. Miroase foarte bine. Iar aici am primit un cadou din partea Ladies. Este o mască exfoliantă cu melc și o să o fac cadou mamei mele. Sper că v-a plăcut acest unboxing. Am mai primit o sacoșă, o plăsuță de la Ladies. Este tipic, ei așa trimit. Și am primit și două cataloage. Eu din acest catalog nu am să iau nimic, dacă o să ia cineva foarte bine din clientele mele. Dar eu nu voi lua pentru că mi se par foarte mari prețurile.
Și o să vă dau un exemplu. Vă dau așa un exemplu ca să vedeți de ce mi se par mari. Spre exemplu, această mască cu colagen pentru contur ochi și cu aur activ, aici e 15 lei. În catalogul care tocmai s-a terminat ieri, era până în 10 lei, 9,74, dacă țin bine minte. Mi se pare un preț foarte, foarte mare, deși toate prețurile au crescut. Așa că am făcut bine că am dat mai multe comenzi, pentru că am putut să le iau la niște prețuri mult mai rezonabile. Eu sper că v-a plăcut acest unboxing. Să știți că rujurile sunt foarte rezistente. Uitați, am pus mâna pe ele, nu s-a luat absolut nimic. Deci nu se ia, da? Și să știți că nu par atât de uscate. Deci nu sunt alea care o se usucă așa. Sunt foarte bune, eu vă sfătuiesc să le încercați. Tușul. Deci ambele carioci sunt super ok. Bun, eu sper că v-a plăcut acest unboxing, da? Și să ne auzim în clipul următor. Dacă sunteți noi pe canal, o să vă rog să vă abonați și să apăsați și pe clopoțel ca să primiți notificări când o să public alte clipuri noi. Și dacă aveți alte sugestii, vă rog să-mi spuneți. Știu că uneori nu se aude foarte bine, dar, cum am spus și într-un clip anterior, o să-mi iau un telefon în curând, undeva prin aprilie, cred, și sper să se audă mult mai bine. Și eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă și însorită. V-am pupat, pa, pa!